La sediul FIRE din Reghin s-au prezentat ieri rezultatele proiectului Antreprenoriatul de la idee la succes. Acesta a fost implementat în localități cu mai puțin de 50.000 de locuitori din 4 județe: Argeș, Bistrița Năsăud, Mureș, Suceava. Tema proiectului, denumirea proiectului este Antreprenoriatul de la idee la succes. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, POSRU, 2007-2013, investește în oameni. Una din cele mai importante rezultate este crearea a 4 centre județene de sprijinire a antreprenoriatului. Ce înseamnă acest lucru? Deci în cele 4 județe de implementare a proiectului s-au creat 4 birouri care s-au ocupat de coordonarea implementării proiectului în județul respectiv. S-a început în 1 iulie 2010, a durat 2 ani în care s-au făcut o serie de activități pentru susținerea antreprenoriatului, activități mai cu seamă în partea educațională. Printre rezultatele proiectului se numără crearea și funcționarea eficientă a unei rețele de 4 centre județene pentru sprijinirea antreprenoriatului. Totodată, cursanții și-au dezvoltat aptitudinile de lucru în echipă. S-au desfășurat 16 sesiuni de informare, 50 de cursuri pentru 1695 de participanți, 4 vizite de schimb de experiență între grupurile de persoane din cele 4 județe. Au avut loc 3 sesiuni ale concursului Cel mai bun plan de afaceri, la care au participat 11 persoane, dintre care și din Reghin. 7 au fost premiați. Ce diferențe semnificative ați întâlnit în acest proiect între cele 4 județe? Sunt 4 județe cu caracteristici diferite. Dacă în județul Mureș există orașe în care activitatea antreprenorială este destul de dinamică, cum e Reghinul, în alte județe, cum ar fi, de exemplu, în Bistrița, orașele mici din Bistrița, ca Becleanu sau Năsăudu, sau orașele mici din Suceava, ca Rădăuțiu, activitatea este puțin mai scăzută. 1800 de persoane din grupul țintă au beneficiat de activitățile acestui proiect. S-a dorit încurajarea dezvoltării durabile prin promovarea culturii antreprenoriale, chiar și în rândul tinerilor. Finanțarea s-a făcut prin Programul Operațional Sectorial a Dezvoltării Resurselor Umane, implementat de FIRE, în colaborare cu ADES din Curtea de Argeș. Planul de măsuri s-a aplicat cu succes, efectele vor fi însă pe termen lung și celor deja vizibile li se vor adăuga și alte rezultate în beneficiul grupului țintă, sunt de părere reprezentanții Fundației Reghinene.